Așa, mă auziți? Bine, eu am textul în varianta pe care mi-ați dat-o, pe care mi-ați trimis-o pe mail și varianta modificată am scris-o pe hârtie ca să nu mai stăm să scriem. Vă propun să încep cu o variantă așa cum cred eu că ar trebui să fie spusă. Voi mă corectați și pe urmă am să țin cont de indicații pe măsură ce tragem. E ok? Bine. Hai să-mi spuneți când vreți să începem. Merge. La bază sunt editor de imagine, după care m-am făcut editor de sunet. După Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, 4 ani de profesorat, adică actorie, după care am luat-o pe cont propriu cu reclame. Mi-am făcut o mică firmă în care făceam reclame, în special audio. Pe diploma mea scrie Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale. Nu știu dacă merge, te mai rog eu una singură, mai pe comercial așa. Când unii renunță, el găsește o nouă treaptă de viteză. Unde alții sunt copleșiți de obstacole, ea reușește să continue. Atâta timp cât de vreo 20 de ani îmi câștig pâinea și whisky-ul exclusiv din meseria asta de actorie de voce, înseamnă că este o meserie. Consider că e o întrebare subversivă. Dacă foloseai tonul vocii potrivit, ar fi putut fi malițioasă. Cum tu ai întrebat alb, o să răspund și eu la fel de alb. Dar consider că meseria de actor este o meserie în sine, iar meseria de voice acting... Dar o să mă întorc în timp și o să accept faptul că tu mi-ai făcut o provocare, un exercițiu de imaginație și mă întorc în timp. Un pic înainte de 1989, un pic înainte de Evul Mediu, în perioada Antichității, când se punea problema că meseria de actor în sine nu este o meserie. Vestea proastă este că între timp meseria de actor a fost considerată meserie. În secolul XVII, adică în timpurile lui Charles al II-lea, inclusiv femeile au fost acceptate pe scenă și aș putea să-ți răspund mai simplu și mai direct că, indiferent cât de inconfortabile am fi cu acest adevăr, omul face parte din regnul animal. Da, meseria de voice acting sau de voice-over sau de actor de voce face parte din domeniul mare care se numește actorie. Aha, deci intenția a fost bună, dar trebuie tot puțin mai strâns. Am înțeles. Aha, ok. Imediat, ultima. Pentru o curățenie delicată, folosește țeva de lux cu pernunțe moi absorb pisici. Pentru o curățenie delicată, folosești... Imediat. Meseria de actor de voce este probabil meseria în care formarea profesională de care vorbeam la prima întrebare este cea mai importantă. Și ca să folosesc terminologia corectă, mi-am și notat. Formarea profesională este procedura prin care se asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale prin inițiere, calificare, recalificare, perfecționare și specializare. Mai exact, meseria de actor de voce presupune foarte, foarte mult exercițiu. Bine, trebuie să fii și bun, trebuie să ai și talent, să fii dezinvolt și mai e o chestie. Trebuie să-ți treacă vocea de membrana microfonului și să treacă bine. E ca fotogenia sau telegenia în cazul chipurilor. Și mai sunt multe de spus, dar... Hai să dau una așa să curgă, să vedem cum curge și după aia vedem cum o facem. Câți vlogări intră în 5 euro? Nelimitat! 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 Pentru că interpretează textele. Diferite texte, diferite zile, diferiți oameni, trebuie să interpretezi cum ți se cere. Exact ca la teatru. O întorc invers întrebarea. Este Morgan Freeman voice-over? Știi? Este actor un voice-over sau un actor de voce? Pentru că, iarăși, spun în cazul meu, cum fac eu voice-over-ul ăla asta.
dau din mâini, zâmbesc, mă întristez, mă fac grimase, râd ăștia pe la studiouri când mă duc sunetiști. De fapt nu râd, că sunt obișnuiți, dar oricum, trebuie să faci în toate felurile ca să-ți iasă vocea așa cum o cere clientul sau cum o gândești tu. De ce este actorie? De ce este un voiceover de fapt actor? Din același motiv pentru care un Saint Bernard este un câine. Din cauza trăsăturilor comune. Te uiți la el, vezi că are 96 de kilograme, vezi că are o blană mâțoasă, ai putea să crezi că e o oaie. Faci comparația cu trăsăturile esențiale ale câinilor și îți dai seama brusc că, deși este mai mare decât ai fi așteptat, tot câine este. Trăsăturile noastre comune sunt interpretarea. Unii învață atâtea de pe net, alții învață că le e tot mai greu să țină pasul. Unii descoperă lumea, alții află că sunt mai rupți de ea ca niciodată. Ok. O să consider că e o întrebare închisă și o să răspund cu nu. Pentru că în momentul în care pleci de la o prezumție greșită și răspunzi corect, răspunsul pe care l-ai da ori este o aberație, ori este un lucru absurd, ori este disruptive, ori este o fractură logică. Sunt interpret, întrebarea nu mi se potrivește. 1, 2. Am ajuns sus, am dat cu capul epilogul de cacao, dacă vă lăsați, fiți fraților, fascinați! Având în vedere contextul legislativ, am fost nevoită să mă constitui în persoană juridică, așa cum au făcut mulți alții. Ocazie cu care mi-am luat o contabilă, care se pare că nu este cea mai bună. Cred că este o contabilă foarte slabă, pentru că da, mă obligă să plătesc lună de lună taxele. Îmi plătesc taxele, evident. Am plătit odată când eram în străinătate, am trăit mai multă vreme și totuși lucram aici în România. Am avut și poprire, că n-am putut să ajung până la finanțe, să 10.000 de lei poprire. Uite așa s-au dus. Puf! Continuăm cu fiecare dintre noi care alege să o recicleze din nou și din nou. Mon Cheri, lasă-te surprins. Cu Dertur se mai întâmplă să-ți rămână capul în vacanță. Teva, îngrijire delicată, viață bună. O bucată adevărată de pui într-o chiflă delicioasă. Dorn, alege ceea ce contează. Cu farfurioară sau lăsând model, cu un strop de lapte sau chiar frișcă nițel. La Telecom ai net 4G nelimitat și la cartelă. Noi știm că acasă suntem bine, dar nu uităm să ne gândim la ceilalți. O țară întreagă se aliniază la start, într-o cursă în care tehnologia e noul echipament. În contextul expansiunii ramurilor din domeniul artistic, diferite categorii au rămas fără protecție legală în ceea ce privește încadrarea în spațiul artistic. Deși aceste ramuri sunt prezente în viața din domeniul audiovizual încă de la începuturi, popularitatea acestora avea să crească și să se extindă mult mai târziu. Cu toate acestea, actorii de voce, cunoscuți și sub numele de voice-overi, nu sunt încă recunoscuți ca artiști interpreți. Pentru a putea profesa în aceste domenii, actorii de voce trec printr-un stagiu de pregătire la fel de riguros ca toți artiștii ce aparțin altor ramuri. Selecția candidaților pentru a interpreta textele în cauză se face în aceleași condiții, necesitând abilități artistice bine conturate. Deși nu se pot pune limite clare vis-a-vis de unde începe și unde se termină interpretarea artistică, nu este de acceptat că atunci când asemenea ramură prezinte toate semnalmentele interpretării artistice, așa cum reiese din legea dreptului de autor, metodologii, statute ale unor organizații, etc., actoria de voce și dublajul să rămână în afara sferei interpretării artistice sau de opere literare. Actorii de voce, prin munca prestată, contribuie la bugetul de stat exact ca toți ceilalți artiști și ar trebui să poată beneficia de toate privilegiile de care beneficiază celelalte ramuri deja recunoscute ale artelor. Considerăm așadar necesar ca actoria de voce să fie inclusă în textul legii 8 din 1996 pentru ca actorii de voce să beneficieze de protecție legală.